Alături de mine pe Feli, vorbim bineînțeles despre tatuaje, bună! Servus! Hai să vedem ce tatuaje ai, mi-ai zis că ai câteva. Spune-mi păi, puțin despre ele. Primul meu tatuaj este, aici scrie Music et moi, corect, era articulat la Music et moi, dar muzică și eu, așa. Pe asta l-am făcut, cred că acum 2 ani. Câți ani ai atunci? 26. Anul ăsta împlinesc 28 peste 2 săptămâni, mersi la fel. Așa, într-o dimineață m-am trezit eu cu mă trezesc de foarte multe ori, cu deminuată viața mea ca în muzica și am zis, asta e, îl fac. Și l-am făcut. Și al doilea, aici în spate scrie, mi-am scris în portugheză, Joven para sempre, aia înseamnă veșnic tânăr. După perioada cu Vocea României am participat acolo în sezonul 2 și tot așa descoperind partea asta din spate, producție și așa mai departe și cunoscând noi și noi chestii. Din nou, a, ce faină e muzica și din punctul ăsta de vedere muzical, forever young. Te-ai gândit să faci un tatuaj doar de design, doar de dragul de a-l avea, fără să aibă vreo însemnătate pentru tine? Nu, de asta deocamdată le-am pe astea două și am de gând să-mi umplu toată partea dreaptă. Pentru că am o poveste profesional și sufletește vorbind foarte dragă mie și atunci mai aștept elemente, știi? Lucrez la el. Da. Lucrez da. La el și... Când vreau să întreb un lucru pe care l-am întrebat și pe speak. Crezi că este o vârstă optimă la care să te tatuezi? Eu știu, 18, 20, 22 să aștept să ai timp să le gândești? Nu sau dacă îți vine acum să-ți faci tatuaj, te duci, ți-l faci și... Nu știu ce să zic, eu tot timpul merg după feeling și sunt un pic mai rebelă, să zic așa. Pentru mine nu contează, nu vă luați după mine, vă rog, dar egal că aveam 16 ani sau 15 ani, fac ce simt și atunci nu cred că vârsta referitor la mine, nu. În general nu știu și nu mă gândesc, dar vârsta pentru mine nu. Crezi că te pot afecta tatuajele? Nu, eu le văd... Te întreb pentru că românii nu sunt foarte deschiși, sau mă rog, nu erau acum 2 ani când ne-am apucat noi de blog, nici acum 3 ani, nici acum 4 ani. De ceva timp încoace, cumva s-au mai relaxat lucrurile, dar totuși, încă se mai uită, cumva. Eu nu. Uite-l pe ăla, are un tatuaj. Nu am filmul ăsta absolut deloc, nu... Poate par figurantă sau așa, dar nu mă uit în gura lumii și nu mă fac. Astea pentru mine sunt... amintiri, înțelegi? Sunt experiențe din viață pe care mi le printez sau cum să zic, pe le am aici, aici, aici și nu văd, nu știu. Cum crezi că evoluează lucrurile la noi vis-a-vis de tatuaje? Ești în temă cu industria, ai stat, urmărești? Nu sunt în temă pentru că nu prea am timp. Zic așa, sunt tot timpul studio, scris, concerte și așa mai departe, dar am văzut, de exemplu, pe Facebook, fete 14 ani, 15 ani. Bine, 14-15 ani. Bine, majoritatea în ziua de azi fac de fashion fancy. Asta nu știu. Dar nu e ok pentru că ajungi la o vârstă și zici, băi, dar asta chiar nu mă reprezintă pe mine. Ca da, de asta zic că eu nu mi-aș face un tatuaj așa, numai să-l fac pentru că se poartă sau... Doar o amintire de-a mea, o trăire de-a mea, care vreau să-mi rămână în... Știi? Am înțeles. Bun, cam asta a fost. Eu sunt Andrei. Ne auzim data viitoare. Pace!